primele proiecte ale noului director al Casei de Cultură din Pașcani. Directorul interimar, muzeograful Daniela Calistrup, se gândește să relanseze instituția de cultură. Ea pune accent pe înființarea numeroase cursuri, cum ar fi de dansuri populare, de teatru pentru copii, dar și de muzică. Directorul lucrează în aceste zile la programul de activități pentru anul în curs și este deschisă pentru propuneri din partea școlilor, dar și a pășcănenilor. Directorul Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani vrea ca pe viitor instituția de cultură să intre într-un circuit de festivaluri. Vom încerca în primul rând, deci îmi propun pentru 2014, să încercăm să facem mai multe cursuri la Casa de Cultură. Cursuri în ideea de a reuși să intrăm și noi, Casa de Cultură, într-un circuit al festivalurilor. Deci vom încerca să, și bineînțeles, să organizăm acele festivaluri și la noi, la Pașcani. Astea sunt niște obiective la cărora rezultate le vom vedea în timp. Directorul lucrează și la cele două activități ce se vor desfășura în această lună. Lucrăm deocamdată la planul de activități pe 2014 a Casei Municipale Mihail Sadoveanu Pașcani. Și bineînțeles, ne interesează în primul rând acele activități care sunt cu dată certă pe luna ianuarie. De 15 ianuarie, din motivele mai sus arătate, vom încerca să le facem pe 17. Deci vom muta puțin activitatea, sper ca Mihai Eminescu să nu se supere, dar măcar anul ăsta să ne înțeleagă. Și pentru data de 24 ianuarie vom încerca să facem un spectacol folcloric. Vom vedea dacă reușim să-l facem cu profesioniști sau cu amatori. Menționăm că conducerea Instituției de Cultură a fost schimbată după ce profesorul Mărioara Preotu și-a depus demisia la sfârșitul lunii octombrie 2013. Daniela Calistru a fost numită prin dispoziție de primar după ce legislativul pășcănean a luat act de demisie a fostei directoare în ședința din 20 decembrie.